Susan este pe cale să dezvăluie adevărul despre accidentul lui Kadir. Can încearcă să o oprească pe Susan să zică faptul că Melissa este vinovată de moartea lui Kadir, dar amândoi cad de la etaj. În drum spre spital, Khan îi spune lui Akif că a făcut-o pentru a-și proteja familia. Akif este cu adevărat devastat. Shengul vrea să-și facă dreptate de una singur și pleacă să-i dea o lecție celei care îndrăznește să se apropie de soțul ei. Știu eu ce o să-i fac femei. O să-i distrug. O să vadă ei, a spus șengul nervoasă. Akif este extrem de supărat pe Can și îi spune că nu mai este fiul său, ba mai mult, nici nu mai are dreptul să calz în firma lui. La Lacrimile se prelim pe fața lui Can, dezamăgit de decizia tatălui său. De acum înainte să nu-l mai lăsați să intre în firmă, a spus Akif nebahată și iese din minți, nu poate accepta că soțul său vrea să se căstorească cu o altă femeie, astfel distruge rochia de mireasă. În urma accidentului, Can ajunge într-o stare foarte gravă la spital. Tânărul se zbate între viață și moarte. Nebahat din gelozie și pentru a se răzbuna pe Achif, merge la cei trei frați pentru a le mărturisi cine este adevăratul criminal al tatălui lor. Rămâne de văzut dacă femeia va avea curajul să mărturisească ororile pe care fostul ei soț le-a provocat.